Salutare, stimați prieteni, stimați abonați ai canalului meu. Iată astăzi bobocii de gâscă au împlinit 2 săptămâni. Haideți împreună să cântărim, să vedem la ce greutate au în timp cât au depus în decurs de 2 săptămâni la coș. Încercăm. De grame. Prima săptămână, când am procurat avea 100 de grame, prima săptămână avea 200 de grame, acum 250 de grame. Prima săptămână a adăugat 100 de grame, acum a adăugat 250 de grame. Este un rezultat bun. Haideți să mai prindem unul să vedem cât cântărește ca să mai așa. Din nou e 0. Al doilea aceeași greutate, 455 de grame. Încă unul. Asta este un pic mai mic, 305 grame. Este un rezultat. Eu cred că este un rezultat bun. Ata, aici avem amadinele, zebrele australiene, care deja intră în cuib doar și hrănesc puii. Și iese. Iată aici avem puișorii, după cum se vede, sunt 5 la număr. Iată. Sunt 3, sunt 4 ca femelă, sunt 4 ca femelă și sunt 4, uite așa, și unul este ca masculul. Am vrut să cântărim și pui francez să vedem ce greutate ating. Haideți la pui să vedem. Iată, aici avem puii noștri, priviți, este noapte, după cum se vede, întuneric, dar puii mănâncă, le dau pe parcursul nopții, așa o hrănitoare plină, până dimineața este deșartă, goală. Haideți să prindem vreo 2 pui să vedem ce greutate au. Nu știu să încercăm să vedem ce greutate au. Iată așa. ...860 de grame la o lună de zile dărește un pui francez. Iată aici mai avem unul așa aproape, ca să nu am să prind altul. Iată, este 0-0. ...800 de grame. Este
la fel cu mâncarea făcută. Iată, priviți. După cum am zis, cu mâncarea. Mâncarea făcută. Sper să fie un rezultat bun. Bine, stimați prieteni, dacă v-a plăcut acest video, lăsați un like și nu este abonat, abonați-vă la canalul meu. Pe curând, ne mai vedem. Pa, pa, pa.